Noi nu facem o vacanță normală în Haki Diki, da? Nu facem o vacanță normală. Nu o să vă prezentăm prețuri, nu o să vă prezentăm neapărat plaje, informații despre restaurante, costuri. Și am zis să facem ceva diferit, să vă prezentăm cum petrecem câteva zile în Sitonia, în Haki Diki, cu AI. Planificat complet de AI în fiecare zi, ce facem în fiecare zi de dimineață la prânz și după amiază și seara. Da, deci am rugat inteligența artificială să ne facă programul în cele 7 zile petrecute aici și o să vă arătăm și vouă pe ecran ce ne-a spus să facem și noi aia o să facem. Adică o să respectăm ce zice el și la fel o să-l întrebăm la ce restaurante să mâncăm și o să vedem ce ne spune. Și nu vom merge să mâncăm exact acolo unde zice el, pentru că noi am rămas fără idei și fără minte și ne-am gândit hai să ne spună AI-ul ce să facem. Asta este a doua zi a vacanței noastre, pentru că în prima zi am explorat Nikiti Beach, cum ne-a spus ChatGPT. Tipul ăsta a descoperit buzunarul. Așa se merge cu mâna în buzunar, ca șmecherul. Asta înseamnă să fii șmecher, mafiot șmecher. Nu e așa. Existența cel mai bun restaurant din Nikiti, spus de ChatGPT, și unde ne-a recomandat să mâncăm în prima zi chiar. Deci da, am venit și noi să vedem cel mai bun restaurant recomandat. Odor. Unde am prins loc? La? La plajă! Fix lângă apă, cel mai lângă suntem, apă. Suntem ultima masă. Acolo stâncă. Aici sunt foarte multe, foarte mulți țânțari. Deci eu zic să vă aduceți soluții pentru anti-țânțari. Le vă puneți pe piele și în cap. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Spatele meu se vede Nikiti Old Town sau Old Settlement. E frumos să faci o plimbare dacă nu vrei să te arzi la soare pe plajă. Aici este muzeul țărănesc, să spunem, de folclor. Nu-i nimeni. Hey now, hey now, don't dream it's over. Thank you.
Asta este a doua zi a vacanței noastre, pentru că în prima zi am explorat Nikitibis, cum ne-a spus CGPT, și acum suntem la Calogria. Asta e Calogria Beach, cum ne-a spus CGPT. Na. Da. Da, am venit la Calogria Beach pentru că așa ne-a indicat AI. Îți place la Calogria Beach? Zi. Îți place la Calogria Beach, man? Vlad? Plajește cu nisip, fiind dar la intrarea în apă este un pic de pietriș, deci nu este neapărat nisip fin. And I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Din punctul meu de vedere, să veniți în partea din față, chiar unde este accesul lângă Mango Beach, e foarte frumos. Loc cât vrei. Hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come. ChatGPT, adică AI, a spus să venim în Caridi Beach. Da, în Caridi Beach. Caridi Beach. Care este conform AI o plajă foarte frecventată, o plajă populară. Da, dar... Dar să vedeți ce aglomerat e. Deci sunt foarte mulți români. Unde ne-am așezat noi original, în stânga, în dreapta, în față, în spate, erau numai români. They come to build a wall between us. We know that they won't win. Este o plajă stâncoasă cu nisip la mijloc. Probabil că e fain de snorkeling acolo la stânci, dar multă lume, în general mult. Nu ne place. Greu cu parcarea, am făcut o tură până să găsesc parcare, m-am întors de fapt undeva la 300 de metri ca să găsesc parcare. Început să sară prin apă. Ce? Sari în apă? S-a intrat apă în ochi, dar vezi să închizi gura. Da? Live. Am prins live on camera. Prima scufundare live a lui Vlad cu capul în apă. A luat ceva apă sărată. Da. Aici e Corso, toată lumea se plimbă foarte, foarte, foarte drăguț, foarte drăguț. La Ghiromania, a.k.a. cea mai bună ghiroserie din toată Nikiti. Dar cine a zis asta? De ce, cine ne-a zis să venim la Ghiromania? CGPT. Că avem chef de un ghiros, care e cel mai bun loc și uite, ne-a dus la Ghiromania. Deci AI-ul ăsta chiar e deștept, adică chiar e bună mâncarea și am mâncat deja, deja uite și nu se mai termină. E ca în Biblie, știi? Mănânci și tot crește. Cum e? Genial! Hai că asta e nou trend. Bagă în gură și zine. Cum e? Când bagi în gură, nu? Bagă în gură și gustă. E bună, nu? Bravo! Nu mai știu a câta zi. AI-ul a zis să venim pe plaja Lago Mandra. Și am ajuns pe plaja Lago Mandra. Este o plajă cu intrare în apă foarte abruptă, dar foarte limpede.
Ce ai primit? Un stiar. Ce era? Ce era? Asta e promenada din Nikiti. Ziua nu mai știu cât. A zis AI să vin la Tramiamuda Beach. Tramiamuda în spatele meu. Este o plajă cu nisip, dar în momentul în care intri în apă, găsești pietre o bună perioadă de timp, sau cel puțin în zona unde am stat. Ea e mai lungă. Încolo, așa. Și în partea asta este o stâncă unde sunt ceva peștișori, pășune marină. Interesant să faci puțin snorkeling, dar nimic ieșit din comun. Da? Am venit la un restaurant la 4 km de Nikiti și ne-au întrebat dacă avem rezervare. Oricum de afară, ți-e frică să intri. Am preluat controlul, suntem pe barcă. E foarte faină experiența. Să vi-l arăt pe capitan, uitați. Capitane! Unde merem? Unde merem, capitane? Mergem la Olympic, prima oprire. Să facem o încercare, pornire, o oprire, ridicare. Vezi, ai mai supărată un pic. Dar o să fie fain, o să vedeți. Pune-te aici. Ai gol, pune-te aici și tu. Vlad pe o plajă părăsită. Ia, să vedeți cu ce am venit noi. Azi sunt destul de fericit, așa că am închiriat o barcă. Nu e simplu așa la început, dar ușor dacă ai un ajutor care să-ți testeze adâncimea apei, cum e Tudor, e ok. Vedeți și voi, sunt capitanul acum, că e cam frig acolo. Vrei tu controlul, da? Băi, meduziștilor! Ar fi frumos să te dai. Bine, merem direct cu unul în bar, să ne băgăm în ei. Unde? Ce faci? Vreau să plec. Pregătiți-vă pentru impact. 3 2 1 Palmare! Aici este Blue Lagoon, principala atracție, toată lumea vine. Dimineața e plin, 500 de bărci. Trebuie să ții distanța față de celelalte bărci. Apa e faină, nu pot să zic, se vede foarte faină apa.
Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though Lord knows you get mine. Am ajuns la un restaurant recomandat de la ăia care închirea barca, fiind și cu o locație non-turistică. Climataria Tavern se numește, este în Metachiti. Numai că chestia asta cu non-turistică e cam... Da, că ne-a întrebat dacă avem rezervare, să vă faceți o idee. Și aici ne-a întrebat dacă avem rezervare, dar am crezut că nu sunt locuri. Era plin pe stradă de mașini, într-o locație izolată, foarte izolată, dar se pare că are review-uri foarte bune. Climataria Tavern. Să vedem și mâncarea cum este. Oricum, deja din meniu ziceau că n-au două chestii. Deci da? E clar că o să... Și ce e fain că se aude muzică live pe fundal. Auziți muzică live pe fundal, muzică grecească live. Da. Stația Urcașă de-a drumul la prima dată la... De bună fericire. Este piața locală în Nikiti. Da. Așa am venit să vedem ce este în piața locală, ce se comercializează. În spate un domn care vinde asta nea. Așa și în față era pește acum. Puțin vă arăt în față. Și gazda noastră vine aici. Da, sunt foarte entuziasmat că am venit la o piață în Grecia. În loc să merg la plajă, eu vin la piață. Cu Viu Beach. Și imediat coborârea către plajă. Da, deci asta este parcarea, 20 de mașini maxim, foarte dificil cu parcarea aici, dacă ai venit pe la 11, nu mai prinzi locuri. Și așa se coboară la plajă. O altă zi, o altă plajă sugerată de AI, cu Viu Beach. Este într-adevăr un diamant neșlefuit, o chestie ascunsă. Faină plaja asta cu view, chiar faină. Ce faci, brăduț maimuț? Ha? Bună dimineața! Azi noaptea a plouat și acum Vlad s-a trezit de vreme la ora 8. Zici că sunt bătut, dar aștept mașina de pâine. O să filmez cum vine mașina de pâine, pentru că aici vine mașina de pâine în fiecare dimineață și poți să cumperi direct de la brutăria locală. Salte.